Bună ziua, bine v-am găsit. Astăzi suntem pe data de 14 mai 2023 și am zis să arunc o privire pe la pitici, care erau pitici, erau pe trei rame, am tot ținut strânși și bine, acestea sunt coloniile sănătoase, n-au probleme cu nimica și am zis, haideți să vă arăt o colonie din asta mică. Am văzut că a început să construiască după diafragmă și trebuie un pic extins, deci să extindem un pic această colonie. Și mă gândeam că cei care au colonii mai mici poate sunt interesați să vadă și dezvoltarea unei colonii mici. Am ridicat eu deja această ramă, știu ce este pe ea. Puietul este sănătos, avem un pic de nectar, intră nectar azi și puietul arată foarte, foarte bine, aici avem larvar totul. Mă uit după matcă și dacă nu e matca, vă aduc rama mai aproape ca să vedeți calitatea puietului. Bun. Oricum puietul se va extinde de acum că am izolat toate fundurile la stupi. Iată calitatea puietului larvar. Totul arată foarte, foarte bine. Mai ne uităm la o ramă, vă mai arăt încă o ramă. Așa, mai ridic o ramă, după care n-are rost să mai continui în interiorul cuibului. În friguri nu e, acum se dezvoltă el la maxim, adică la maxim o să se mai dezvolte, o să mai crească, dar durează un pic, aici avem puietul căpăcit, o calitate frumoasă a puietului. Aici băgam miere, fiindcă nu mai avea loc, dar aici o să eclozeze în câteva zile, iată, ce frumusețe de puiet. Bun, atâta ridic din stup, nu are rost să mai deranjez cuibul, adică te uiți, are boci, nu are. Bocile apar și pe a doua ramă cu puiet și după aceea face lucrarea de extindere care ai nevoie. Bate urât vântul. Nici acest lucru nu e benefic albinelor, dar trebuie extinși, fiindcă chiar necesită extindere aceste colonii micuțe, chiar merită. Să văd ce ramă, uite, au adus miere după diafragmă, să vă arăt. E bine că aduce ceva de mâncare, fiindcă chiar e necesar. Aici avem, în rama de după diafragma au adus ele ceva miere. Bun, acum eu cu această ramă extind cuibul. Lăs un pic marginea. Nu prea deranjez albina când lucrează la miere, are de lucru cu nectarul adus azi. Bun. Udăm un pic rama când o dăm lângă diafragma.
Aici am un sirop pe bază de uleiuri esențiale. Îi dăm. Așa. Mai adaug încă o ramă. Aceasta este extinderea cuibului. Bun. Colonia are nevoie să crească. Acum mai trebuie încă o ramă. O să revin cu un pic de pauză să-mi reîncarc bateriile. Iată, am revenit, am umplut sticluța cu siropel și următoarea dăm și adăugăm și următoarea ramă și iată că încet încet și această colonie micuță va crește. Deci dacă merită sau nu merită ținute, de ce nu? Iată ce puiet frumos poate să aibă și o astfel de colonie. Câștigi o mătcuță. Mai e aici o ramă. Eu umplu și pacea asta cu siropel din ăsta. Și acum va putea colonia lucra pe toate ramele. În regulă, îi pun o diafragmă. Pun o diafragmă, așa. Și mai pun un pic de turtă proteică. Nu mult. Cam 100 de grame de turtă proteică. Motivul este simplu. Chiar dacă colonia acum aduce nectar, a dat de nectar, va ignora un pic proteina, așa că aici va avea un supliment de vitamine și proteină de care va avea nevoie. Deci a crescut și un pitic destul de frumos. Mă uit un pic după diafragme, după cascuri. Undeva i-am pus, dar nu-i nicio problemă. Gata, l-am găsit. Nu știam unde am pus podișorul. Bun, deci colonia arată foarte bine, îi lăsăm aer. Și se va dezvolta frumos. Bun. Deja s-a dezvoltat frumos pentru un pitic. Bun, cam atâta. Până data viitoare, numai bine!